Carmen Iohannis, soția președintelui României, a votat duminică la Sibiu în jurul orelor amiezii după ce a ieșit de la biserică. Klaus Iohannis, șeful statului, a votat la București, așa cum a anunțat anterior. Este foarte importantă prezența la vot. Fiecare ar trebui să vină să-și exprime dorința, pentru că este o datorie și o datorie de onoare și o necesitate. Soția președintelui Iohannis a mai declarat că a votat pentru continuitate. Am votat pentru continuarea proiectelor începute în Sibiu și pentru ca orașul nostru să devină și mai frumos și să ne bucurăm de el în continuare, să fie unul din orașele cele mai dorite din lume, să fie vizitat și iubit precum îl iubim și noi, a mai spus Carmen Iohannis.